lui. În mintea lui Andrew, el are 1429 de abonați, iar pe canalul lui găsim niște serii interesante. Văd că el aici face vlog și face niște edituri foarte tari, YouTuber Sing, a făcut pentru Alex Alvarez, pentru Daria Red, pentru Zappi, pentru Shelly, pentru Dia. Are și un story time cum povestește că a fost cu Dia la România au Talent. Și mai multe videoclipuri. Eu o să vă las jos în descriere un link pe care puteți să-l accesați și să mergeți pe canalul lui. Hai fraților să ne abonăm, să strângem și noi 1700 de abonați, pentru că tipul chiar merită și chiar are un banner și un avatar bine pus la punct. Da, în sfârșit pot și o să editez, o să vedeți mai multe în clip. Bun fraților, deci nu uitați, mergeți și abonați-vă la el și noi ne revedem cu la un nou episod din Minecraft Build Battle. Băi băieți și băi fete, bă, astăzi ne jucăm și noi Minecraft Build Battle și v-am pregătit un nou episod. După cum puteți vedea, frații și surorile mele, astăzi ne jucăm Build Battle, am mai spus asta odată, Mădălin, ești un idiot. Înainte ca acest episod să înceapă, v-aș ruga pe fiecare parte să apăsați pe butonul de like chiar acum, fraților. Și după cum ați putut vedea, în sfârșit mi-am luat și eu program de editat, despre asta vreau să vorbesc și eu episodul ăsta. Doamne ajută! Ase, după 10 miliarde de ani, în sfârșit am, ai reușit să îți faci tu rost de un program de editat. Doamne ajută, o să vă zic imediat și cu ce editez. Să de penguin map, bird, brain, brain, bird, map, bird, fac o pasăre. Deci, fraților, vreau să-i mulțumesc lui Nociv prin această cale că el m-a ajutat să îmi descarc programul de editat. Mersi foarte mult, Nociv. O să las un link la canalul lui în descriere, mergeți și abonați-vă la el și abonați-vă și la băiatul promovat. Primesc mesaje pe Facebook, pe Instagram, peste tot. Mergeți și pe la băiatul promovat, Doamne ajută că are o calitate foarte bună, fraților. Nu o să regretați, o să vă abonați la canalul lui. Ce am vrut să mai zic, fraților, toate ca toate am venit și eu din excursie, în sfârșit, Doamne ajută, a fost blană, m-am întâlnit cu câțiva din voi prin București, a fost blană iar, Doamne ajută, ce pot să zic, la cât mai multe întâlniri, fraților. Deci, și nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram, bă, că acolo postez des, acolo să fiu activ și după ce iau pauză de la BAC. Da, o să iau pauză din cauza BAC-ului până după BAC. În curând o să se întâmple chestia asta, deci stați gigiană. Așa. Pac. Ia să vedem, îi facem ceva cioc pe aici, opa. Tac. Tac, zici că e o pasăre mai mult, un pui chiar. Bun, și facem și pe aici două picioare. Pac. Ar trebui să facem astea mai lungi. Așa, pac, ia să vedem cum arată, bă, arată bine, îmi place cum arată. Și ar trebui să mai punem noi chestii pe aici, cum ar fi particule de firework. Așa. Foarte, foarte interesant. Și hai să mai facem puțin design pe lângă, Doamne ajută. Bă, și în sfârșit am și un program de editat Nociv. Mersi foarte mult. Stai, vă ce program am? Vegas 15. Sony Vegas Pro 15. Doamne ajută, ce bine cu program de editat. După editez și eu clipul ăsta, în sfârșit pot să fac și o promovare cum trebuie. Ce am mai vrut să vă spun despre promovări, fraților, că mulți se întrebați de promovări, cât costă astea, cum costă, cum se face, cum... Na, pui mei, ați înțeles și voi ideea. Bă, o promovare costă 10 euro la început de episod, 5 euro costă o promovare pe livestream, gen o fac în timpul livestream-ului dacă donez 5 euro. Plata de face PayPal sau PaySafe, nu accept alte modalități de plată. Iar la un server costă 20 de euro. Promovările sunt mai scumpe pentru că nu vreau să cumpere multă lume, dar știu că sunt mulți youtuberi care nu prea fac promovări, sincer. Dar pe mine chiar mă ajută, sunt niște bănuți în plus, de ce nu? Mă ajută să îmbunătățesc și eu chestii la canal. Oricum o să vreau să-mi schimb niște chestii.
Gen, să zicem că, fiți atenți, fac o promovare cu 10 euro. Banii ăia îi țin și îi pun deoparte pentru că vreau să fac un upgrade la tot setup-ul meu și la tot ce ține de canalul meu, cum ar fi banner avatar. Iar alea am ajung undeva la 70-80 de euro pe acolo, dacă iau de la cineva din străinătate, un banner și un avatar nou, înțelegi ce vreau să zic? Plus că mai vreau să-mi iau o placă video nouă, mai vreau să-mi fac aici prin cameră ceva, să mai schimb pe la birou, Doamne ajută, și vreau să-mi iau chestii pentru vlogging, vreau să-mi iau niște lumini noi, nu știu, poate și un procesor nou, momentan, dar vreau momentan să-mi iau o placă video nouă, vreau să-mi iau un 1080, știai, deci... De ce nu? Știți de ce nu e chestia aia? Mă rog, în fine, nu prea contează cine știe ce chestia asta, numai că mulți m-ați întrebat că de ce faci promovări, cât faci promovări, că faci YouTube pentru bani, că bla bla bla, chestiile astea din 2014, ce se vorbesc în continuu, în puii mei. Mamă, cum a crescut copacicelul ăsta, căbecelu. Este ok. O să încep serii noi pe canal, fraților, cum ar fi, nu știu. Poate facem și o serie de Far Cry 5, chiar dacă știu că o să se uite maxim 1000-2000 de persoane. Hai, trăim cu indulgență. Dar asta este, se mai întâmplă. Și ce am mai vrut să vă zic, fraților, despre seria de Clash Royale o să fac un episod cât de curând și o să vedeți despre ce este vorba. Doamne, ajută! Ok. Mamă, de-abia aștept să editez și eu clipul ăsta. Nice, hai să vedem. Așa. Bă, blană. Ești nebun, asta-i dau epic. Epic. Ce-i asta? Twitter. Îi dau good pentru ideea asta de Twitter. Și? Oh, shit. Oh my god, damn, na, trebuia să-i dau și reportul ăia. Bă, fain asta, îmi place și asta, good, îi dau și ei, eu pasă-mi într-o colovie, oase 2018, colovie, faină și asta, e good și asta, îmi place, pe o creangă frumos, foarte tare fac băieții. Construcție. Ei! Ia uite aici. Da, nu, e oribilă pasărea mea. Holy shit, asta este un pui, dar e ok. Așa, da, un god și ăsta. Foarte tare, foarte tare. Dă tempui mei, ce tare asta, a făcut și copac. God și ție. Me gusta la feva. Într-o colivie era aia, nu coleviase. Dă-te-n pui mei! Dă-te-n! Ești nebun, i-au dat toți legendarii, what the fuck? Ce, wow, un papagal și ăsta, îmi place, good și ăsta. Dă-te-n pui mei, că nu te cred ce construcție bună a făcut ăla.